O nouă lovitură pentru fermierii români care nu și-au vândut producția anului trecut. După seceta din vara trecută, prețurile cerealelor s-au prăbușit pe bursele internaționale în aceste zile. Cultivatorii care au păstrat grâul și porumbul în speranța că îl vor vinde mai scump, vor fi obligați să vândă la prețuri cu 30% mai mici decât în recoltat și cu 50% mai scăzute decât în luna mai anului trecut. Totul se întâmplă după ce grâul și porumbul, despre care se spune că sunt otrăvite, au ajuns în România. Scăderea prețului cerealelor aduce pierderi mari fermierilor români care nu au vândut recolta anului 2022. Cea mai mare scădere a prețului este la grâu, care de la 438 de euro în luna mai anului trecut a ajuns la 325 de euro la recoltat vara trecută. În aceste zile a coborât la 288 de euro. Eu zic că este chiar o tragedie, pentru că la ora actuală prețurile sunt atât de scăzute, aproximativ la nivelul dinainte de invazia rusească. După cum știe toată lumea, inputurile sunt la fel de scumpe, adică motorină, îngrășăminte, toate cele, pe când singurul lucru care s-a ieftinit sau este munca noastră. Și după ce am avut și în vara beneficiat de o secetă de asta extremă, producțiile au fost extrem de scăzute și suntem într-o situație de altfel foarte proastă. Pentru cei care au stocat cerealele și care se așteptau ca acum prețurile să crească, este o adevărată lovitură, deoarece vor înregistra noi pierderi de până la 30% după cele rezultate în urma secetei extreme de anul trecut. Mari cultivatori vorbesc de faliment. Am vândut în vară, ca de fiecare dată vindeam cam jumătate din cantitate vara să fac un preț mediu, dar de fiecare dată prețurile în luna asta, ianuarie, februarie, era cu cel puțin 20-30% față de recoltare. Mai mari. Ori acum am ajuns situația asta de la 1,60 lei, 1,70 lei, cât era grâul în vară, acum să-l dăm la 1 lei, 1,10 lei. În situația asta și dacă în vară prețul la cereale va fi în jur de 1 leu, toți vom intra în faliment. Ministrul Agriculturii recunoaște situația și spune că ea este cauzată de culoarul făcut pentru cerealele din Ucraina. Iată și aceste implicații privind scăderea prețului, pentru că au apărut blocaje pe culoarele de comerț tradiționale ale României, prin introducerea în țara românească a unor cantități de cereale cu prețuri mai mici și de aici scăderea pe piață a prețurilor. Paradoxal, deși prețul grâului este la jumătate, cel al produselor de panificație a crescut.